Pe cât au fost de așteptate, pe atât de repede au trecut, mai ales pentru cei care s-au bucurat din plin de fiecare zi și de toate activitățile organizate de primărie și Consiliul Local pentru a satisface toate gusturile. Zilele municipiului, ajunse la cea de-a 12-a ediție, au adunat 10.000 de reghineni puși pe distracție, fapt care i-a încântat pe oficiali. Am un sentiment deosebit de deosebită responsabilitate și de aceea nu văd întotdeauna partea bună a lucrurilor doar după ce se termină acest eveniment, pentru că gusturile cetățenilor sunt diferite și este foarte greu să-i mulțumești pe toți. De aceea am fost o mare luptă până am stabilit programul artistic pentru aceste 3 zile și aștept ca după ce se termină acestea, concluziile să fie bune, pentru că și efortul financiar a fost destul de mare, dar pentru că populația din Reghin merită acest lucru și populația din jurul Reghinului care vine să trăiască alături de noi aceste momente, să se simtă bine și să nu facem lucruri superficiale și doar de dragul de a fi făcute. Ne-am implicat împreună cu toate instituțiile de cultură și cu aparatul propriu din primărie, atât cu Consiliul Municipal, ca acest eveniment să iasă deosebit așa cum îl dorim toți și cum îl așteaptă lumea, și cei răutăcioși care spun că mai bine aș face o groapă, aș umple o groapă sau aș asfalta o sadru să nu fac atâtea evenimente culturale, vreau să le spun că nu o să mă opresc din acest lucru, pentru că eu, în timp ce pregătim evenimente culturale și de orice fel, cei de la drumuri și firmele își fac lucru și chiar dacă nu avem bani decât puțin, facem cu multă responsabilitate și cu licențe, cu licitații la sânge, care ne ajută să asfaltăm străzi cu bani puțini. Fiecare participant a fost atras de ceva, fiindcă paleta de activități propusă a fost vastă. În Parcul Central, atmosfera a fost extrem de animată. De la Târgul Meșterilor Populari, la zonă de comerț ambulant, parc de distracții cum n-a mai văzut Reghinul și zonă de alimentație publică. Ne-am străduit prin asociație să promovăm și celelalte meserii care totuși am putea să ne mândrim în Reghin fără probleme cu multe dintre ele, cu o mobilă la comandă, cu un fier forjat, cu curelăria care am amintit-o. Deci încercăm să îmbinăm meseria cu afacerea și cu Reghinul în mare. Apreciază reghinenii aceste produse? Da, sunt persoane care le apreciază, le admiră, persoane care le mai achiziționează ca și amintiri de la zilele orașului și sunt și inscripționate cu Reghin, Transilvania. Sunt produse autentice de la Reghin și sunt din zona noastră. Spectacolul de la scena deschisă a atras iubitori ai muzicii de toate genurile. De vineri și până duminică noaptea, în lumina reflectoarelor au evoluat artiști de muzică populară local și cu renume național, cum ar fi Dumitru Fărcaș, Ioan Dordoi, Vasile Coca. Fanii muzicii maghiare au avut și ei ce urmări: trupa Crom, Knockout, Aci Iosef. Rockul și pop-rockul au fost și ele la loc de cinste prin recitalurile susținute de 112, Vizi Imre, Doru Iseroiu, VH2, Adi Molnar, Black Leaves și Direcția 5. De asemenea, iubitorii de dans și petrecere au fost încântați de Andreea Bălan, Haikyuu, Florin Vos, Lora. Mă simt minunat în această seară la Reghin. Ce ne-ai pregătit? Mai avem un program foarte diversificat, avem și piese în engleză, avem și piese în limba română. Am pregătit un show special și sper să vă placă. A fost o dupămasă excepțională, m-am străduit să fiu pe placul publicului și publicul mi-a răspuns cu aceeași dragoste și cu aceleași sentimente cu care m-au primit dintotdeauna. Am venit în premieră cu noul meu spectacol 2013, se numește Carnaval Show, e un spectacol plin de culoare, cu multe costume, multe dansuri. L-am adus pe Petrișor, care nu era în program și atunci o să facem foarte multe dansuri cu el. Deocamdată ne simțim bine, dar liniștiți. Abia așteptăm să vedem cum va fi publicul de pe scenă. Așa cum ne-a obișnuit de 12 ani fără întrerupere, administrația locală a încheiat festivalul dedicat reghinenilor cu un impresionant foc de artificii.
pentru cei care n-au putut sta în centrul orașului ore în șir pe tot parcursul celor 3 zile de distracție. Dar Reghin TV a transmis în direct întregul spectacol, realizând peste 25 de ore de emisie live. Echipe de reporteri au stat în spatele scenei și în mulțime pentru a surprinde atmosfera evenimentului. Toate impresiile culese pot fi văzute la Dar Reghin TV în cursul acestei săptămâni, atât în cadrul jurnalului de Reghin, cât și a emisiunilor programate în fiecare seară.